Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Mihai Răzvan Moraru. Este favoritul pentru preluarea funcției de prefect al județului Buzău. Domnule Moraru, înainte de pauza publicitară, anunțam deja întrebarea pentru această parte, pentru această primă parte a emisiunii. A doua parte a emisiunii, îmi cer scuze. Aș vrea să ne spuneți cât de familiarizați sunteți cu codul administrativ și după aceea o să vă adresez și următoarea întrebare. Da, să știți că eu acum ca antreprenor am în biroul pe care încă l-am în companie, am multe drafturi cu legi. De ce? Pentru că ai interacțiuni cu autoritățile în partea de control, în partea de autorizare. De foarte multe ori, când gândești un proiect, vrei să vezi care sunt pașii legislativi. Și am învățat multă legislație așa. Și pe mediu, și pe finanțe, și pe protecția socială, obligat, forțat. Nu că nu ar exista oameni în companie care se ocupe, ba da. Dar de foarte multe ori am vrut să fiu lămurit dacă a fost o problemă sau dacă s-a schimbat o lege într-un mod important, am vrut să fiu lămurit. Așa și cu codul administrativ. Îl știu de când s-a schimbat. La vremea respectivă a avut și încă mai are destul de multe lacune și nu numai lacune, are cumva și destul de multe situații la care nu dă rezolvări. Și ales dacă vorbim de situația prefectului, vă dau un singur exemplu care mi se pare aiurea. Prefectul este informat despre schimbarea instituțiilor din deconcentrate la numire și la înlocuire. Dar el nu este informat, de exemplu, la detașare. Și mi-a pus mereu întrebarea de ce legiuitorul s-a zis, ok, prefectul trebuie să știe de în partea executivă că schimbăm sau înlocuim, să zicem, o instituție la DSP, să zicem, da? Înlocuim managerul la DSP, dar nu știu dacă detașăm. Nu trebuie să lucreze prefectul și cu omul care vine manager prin detașare, ba da. Și sunt mai multe acolo care mi se par cumva scăpări legislative. Deci îl știu codul administrativ de atunci. Nu aș putea să spun acum că pot să vi repet ca pe o poezie. Nici n-are cineva da, pretenția. Dar spiritul lui îl cunosc, că l-am după mine, nu de acum, de mai mult timp, de când am intrat în politică și de când noul cod administrativ a intrat. Am și lucrat cu două persoane care au făcut la vremea respectivă mai multe seturi de propuneri. Cred că, în schimb, că acest cod administrativ ar trebui adus în discuție, nu acum, nu azi, nu este momentul, dar cred că trebuie reluată discuția pe el. Sunt acolo cumva situații în care nu oferă soluții, sunt situații în care legiuitorul a creat conflicte cu alte paragrafe din cod sau cu alte legi, cred că nu inconștient, și în același timp cred că ar fi trebuit să plece un nou cod administrativ de jos în sus, nu de sus în jos. De jos în sus înseamnă la o reorganizare a instituțiilor, o reorganizare teritorială și de la oamenii care sunt în Buzău, să zicem, sau în Vrancea, sau în orice județ vrem, oamenii care știu problemele care s-au confruntat în activitatea lor. Din păcate, codul administrativ a fost gândit doar din punct de vedere juridic, nu știu, de multe ori nu știu din punct de vedere practic, de foarte multe ori. Și aud asta de la oameni care lucrează nu de acum, de ani de zile în instituții și care spun că de cele mai multe ori a lipsit simțul realității cotidiene din fața celor care au gândit codul administrativ. Cât timp credeți că vă va lua să vă acomodați din postura de prefect? Și aici o să vă rog să luați în calcul și felul în care veți fi primit de colegii noastre din prefectură. Nu știu cum voi fi primit. Păi, nu știu, având în vedere ultimul dumneavoastră discurs și mă refer aici la conferința de presă, nu știu. Da, eu sper că n-a fost nimeni speriat, să zic așa. I-am spus și am depărtat acum cum văd eu o instituție publică neapărat prefectura. Cât timp mi-a luat să mă acomodez, depinde foarte mult și cum voi găsi organizarea în prefectură. De exemplu,
Am încercat să văd regulamentul intern pe site-ul prefecturii. În alte prefecturi există, aici nu l-am găsit. Ca să pot să-mi fac o imagine mai bună asupra, pentru că, iarăși, vedeți, trăim în aceeași țară. Fiecare prefectură a avut libertatea de a schimba regulamentul intern într-o anumite limite. Dacă ar fi fost publicat pe site într-un mod transparent, aș fi putut să răspund astăzi mai aplicat. Dar voi descoperi, poate, să vedem dacă voi fi nominalizat atunci. Cât timp mi-a luat acomodarea, eu cred că 10 zile sunt suficiente ca să pot să parcurg regulamentul, procedurile interne, organizarea între departamente, să vorbesc cu oamenii, să-mi fac o idee, o imagine bună despre ce este prefectul Buzău azi. Aveți o idee despre membrii cabinetului prefectului, despre cine vor fi cei care vor face parte din cabinetul prefectului și pe ce criterii vor fi aleși? Ar fi, zic eu, prematur să răspund acum, pentru că aștept nominalizarea și internă, dar din punctul meu de vedere ar trebui să existe o întărire, în special pe partea unde este cea mai mare activitate. De exemplu, cred că unul dintre consultanți ar trebui să fie o persoană cu studii juridice consistente. Nu că n-aș avea încredere în departamentul juridic, dar întotdeauna cred că îți poate oferi o imagine, pentru că poți să ai o imagine subiectivă sau obiectivă. Cu siguranță un om care lucrează în prefectură deja mai de mulți ani îți poate oferi o imagine diferită față de a unei analize independente. Am spus și țin foarte mult la comunicare și la transparență și cred că o persoană care va veni acolo va trebui să aibă asta ca obiectiv, o comunicare săptămânală prin conferințe de presă, o schimbare a ce înseamnă mijloacelor de comunicare în format electronic către cetățeni, audiențe. Asta ar fi și o persoană din cabinet care trebuie să se ocupe. Mai departe, iarăși contează foarte mult de această imagine pe care noul prefect și-o face după, zic eu, 10 zile, zic că ar fi suficiente. Unde se va regăsi USR-ul pe scena politică buzoiană? La ce vă referiți mai exact? Păi vorbim de dumneavoastră în calitate de prefect, vorbim despre cei doi subprefecți PNL, da? Unde regăsim USR-ul? Da, am auzit și eu câteva remarci după conferința de presă, că a fost conferința de presă plus. Acum trebuie să vedem că proiectul a avut alte criterii față de cele anterioare. De exemplu, ca să încep cu baza, la alegerile parlamentare, la alegerile locale, candidații au intrat într-o procedură, candidații USR și candidații plus, fiecare partid și-a nominalizat candidații și după care i-au intrat într-o procedură comună la nivel de alianță. Aici nu este așa. Aici, așa s-a stabilit la nivelul coaliției de guvernare, partidul care primește prefectul, acel nominalizat, ce doar prin procedura internă a partidului respectiv. Da? Și poziția devine partidului respectiv. Despre deosebire de alegerile locale parlamentare, când era o procedură comună USR plus, aici USR-ul unde are prefecți, în județele unde are prefecți, își face procedura USR plus, unde are procedura plus și PNL la fel. De aici poate că a venit diferența de imagine, de ce e plus și nu e, dar așa cum am spus și vreau să repet, nu înseamnă că e o segregare cumva a poziției respective. Noi suntem USR plus și prefectul va fi de plus, dar nu înseamnă că nu va exista o colaborare sau nu va exista o echipă comună pe diverse proiecte între USR și plus. Nu, nu se pune problema așa. Mai avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii și aș vrea să vă duc pe un teren pe care, cel puțin deocamdată, cred că vă simțiți mai bine, cel al mediului din care dumneavoastră proveniți, al mediului de afaceri. Vreau să ne spuneți nouă, să le spuneți și telespectatorilor noștri, să ne povestiți câte ceva despre firma de care dumneavoastră vă ocupați, câți angajați aveți, cum ați pornit și cam la ce nivel ați ajuns. Pentru că ați fost prezentat ca un om de afaceri de succes. Da, depinde ce înțelege fiecare prin om de afaceri de succes. Compania asta am început-o acum pe 12 ani, împreună cu soția. Și eu și soția am lucrat în domeniul agricol.
Soția pe cercetare, eu am intrat direct în domeniul pe partea de marketing și de vânzări. Am avut o perioadă în care destul de intensă pentru doi tineri care tocmai terminase USAMV București, în care agricultura României în acel moment abia a început să se dezvolte. Nu aveai o piață a forței de muncă în agricultură foarte dezvoltată, abia a început să apară companii multinaționale pe partea de input sau pe cercetare. Și eu am avut acest vis de a deveni antreprenor încă din momentul în care am ieșit din România prima dată. Pentru că aveam acea impresie despre antreprenoriat în România că nu poți, n-ai cum, statul te dărâmă, așa mai departe. Nu spun că avem cel mai bun mediu de antreprenoriat în România, avem cale lungă până să reușim să avem o educație antreprenorială, dar am vrut să facem asta. Atunci ne-am pus un obiectiv de capital de care avem nevoie. Eu, de exemplu, timp de 2 ani am avut 2 joburi. Și banii pe care i-am strâns, n-am avut, la vremea respectivă, apartamente cumpărate în credit sau mai știu eu ce alte cheltuieli decât cele uzuale, i-am investit și așa am înființat compania, care la început avea un depozit foarte mic, 2 magazine de reprezentare și desfacere. Și în 2012 am renunțat să fiu și angajat și să rămân doar antreprenor, deci timp de 2 ani și jumătate eram și antreprenor și angajat. În 2012 mi-am luat acest curaj și am început să dezvoltăm compania și în alte județe, plecând din Buzău în județele din Juj, după care la nivel național. Astăzi avem aproximativ 48 de angajați. Ne-am diversificat și activitatea de la comerț cu inputuri pentru fermie la producție agricolă prin fermă și acum la producție industrială, într-un proiect pe care vom finaliza la finalul anului. Și ce să spun, mi-aș dori cât mai mulți tineri care să reușească în România să-și construiască afaceri. Cred că trebuie să înțelegem în România că dacă vrem drumul mai bun, și zic la fiecare tine zic asta, dacă vrem drumul mai bun, dacă vrem spitale mai bune, dacă vrem salarii mai bune, pensii mai bune, asta nu pot veni decât din plata unor taxe și impozite. Nu putem face asta din împrumutul la nesfârșit. Taxele și impozitele vin mai departe din privat. Mă refer acum, nu mă refer la taxele și impozitele pe casă. Din privat înseamnă să ai o economie în dezvoltare. Noi, din păcate, în România avem și un sistem, apropo de instituții, foarte setat pe a amenda, a limita acțiunile, nu pentru a învăța, pentru a educa antreprenorul. Și aici, de aici vine o mare problemă, pentru că oamenii pleacă la drumul ăsta cu un capital mic și atunci o amendă consistentă poate să le încheie activitatea, dar în același timp nu avem finanțare de foarte multe ori. Și eu spun ca un antreprenor care nu mai sunt la început, da? În România, business-urile au acces foarte greu la finanțare. Asta este a doua mare problemă și cunosc o grămadă de tineri care și-au luat inima în dinți și au început diverse business-uri, dar care se dezvoltă foarte greu pentru că nu au finanțarea pentru a face anumiți pași. Ascultându-vă și analizând un pic ceea ce spuneați mai devreme, eu una trag concluzia că ați putea fi chiar numit un antreprenor de succes. În aceste condiții, spuneți-mi, ce v-a determinat să vă aruncați în această cursă, să intrați în această cursă și aș vrea să-mi spuneți dacă business-ul dumneavoastră va avea de suferit atâta vreme cât vă veți afla, dacă vă veți afla la conducerea prefecturii Buzău. Da, în decizia pe care am luat-o de a-mi depune candidatura au fost două piese grele de cântărit. În primul rând, timpul cu familia și doi, afacerea, pentru că nu o să mai pot reprezenta compania, nu mai am timp, dar nici nu mai am dreptul să o reprezint. Și atunci, da, a contat foarte mult. Afacerea, în schimb, zic că este destul de solidă și echipa de management care există acum, care n-am început acum, am început să construiesc o echipă de management de când am intrat în politică, pentru că știam că va veni un moment în care va trebui să-mi asum un astfel de proiect și o echipă solidă și am încredere că proiectul va merge înainte fără probleme. Acum pe partea asta de
de antreprenoriat. Cred că contează foarte mult, pe vorbeam de management și de echipe, să construiești echipele astea, să ai încredere în oameni. Și asta am făcut ca antreprenor și cred că asta ar trebui să facă și cei care conduc instituții. Pentru că eu aud destul de des și cunosc foarte mulți tineri bine pregătiți, care nu au acces în multe instituții, sau dacă au acces, au pe posturi mult sub pregătirea și experiența lor. Nu mai zic că nu au acces aproape deloc la conducerea unor departamente sau unor instituții, decât dacă sunt membri unui partid și de acolo încep cu azi dacă. Dar eu îmi doresc, de ce am acceptat, pentru că am intrat în politică pentru o schimbare în bine. Și atunci când vorbești 2 ani și când intri din mediul privat în clasa politică și spui se poate altfel, se poate mai bine, când apare oportunitatea nu trebuie să fugi. Pentru că eu dacă nu aș fi refuzat sau aș refuza, aș fugi practic. Și aș zice, domnule, se poate, dar nu vreau să fac eu, să fac altcineva. Nu. Cred că șansa politicii românești este ca tot mai mulți tineri să intre în toate partidele. Eu asta îmi doresc și sper ca o parte din cei care sunt la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani, să uită acum la noi, să intre în politică. Partidul e opțiunea fiecăruia, dar să intre. De ce? Pentru că doar așa putem schimba în bine România. Politica nu este neapărat cea pe care am văzut-o și ne-am obișnuit cu ea timp de 30 de ani. Aia urâtă, n-aș vrea să zic acum cuvintele pe care au mereu de politică. Dar politica este singurul mod prin care poți să menții democrația. Altfel ar fi autocrația, ar fi o persoană, am avut-o, mai vedem în multe state, vine și spune el că le știe pe toate. Până la urmă, politica este un concurs, sau ar trebui să fie un concurs de competențe. Ar trebui să fie. Nu este astăzi, dar așa ar trebui să fie. Dar pentru orice tânăr care își dorește altceva de la România și care vrea să rămână, eu i-aș recomanda să facă și pasul către politică, măcar să vadă cum e și să încerce. Pentru că eu nu cred că politica este cu mult diferită ca probleme, ca plusuri și minusuri față de câte societate. N-ai cum să ai o societate de nota 10 și o politică de nota 4. Da? N-ai cum. Pentru că oamenii care fac politică vin tot din societate. Da? Domnule Moraru, ar mai fi fost multe de vorbit în această seară. Din păcate, însă, timpul alocat emisiunii noastre nu ne mai permite. Vom vedea când așteptăm răspunsul. Mâine? Probabil mâine, dacă nu cel târziu sâmbătă. Cel târziu sâmbătă vom afla cine va fi prefectul județului Buzău. Așadar, săptămâna viitoare am putea avea ocazia din nou să stăm de vorbă, să venim în fața telespectatorilor și să vorbim atunci, și de ce nu ca potențial prefect, ci ca prefect în funcție. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară și sper să ne revedem. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, vă doresc o seară minunată. La revedere!